Bună ziua, dragile! Mă numesc Iene Vale și sunt profesor pentru învățământ primar la Școala Gimnazială Mihail Sadovean Galați. Titlul lecției de astăzi este Popoarele de ieri și de azi. În trecutul îndepărtat al omenirii, familia era singurul mod de organizare a indivizilor. Mai multe familii stăpâneau același teritoriu care le oferea hrană și adăpost. Se forma astfel o comunitate. În timp, toți membrii comunității dobândeau aceleași obiceiuri, vorbeau aceeași limbă, credeau în aceleași divinități. Mai târziu, toate aceste comunități care prezentau însușiri comune s-au constituit în popoare. Unele dintre popoare au cucerit teritorii, supunând alte popoare, sau au fost cucerite, adoptând limba și modul de viață al cuceritorilor. Astfel, în Europa, principalele popoare ale Antichității au fost grecii, romanii, dacii, galii și germanii, urmând ca în Evul Mediu, în Europa să ajungă slavii și turcii. Dacii au locuit în urmă cu peste 2000 de ani în ținuturile României de astăzi. Erau organizați în triburi și aveau cetăți numite Dava. Se ocupau cu agricultura, vânătoarea, pescuitul, albinăritul și cunoșteau diferite meșteșuguri. Își construiau case din lut, lemn sau piatră. Îmbrăcămintea lor era formată din cămăși de pânză lungi până la genunchi, ițari strânși pe picior, iar iarna se îmbrăcau cu cojoace sau sumane cu glugă țesute și se încălțau cu opinci. Cei mai importanți conducători ai dacilor au fost Burebista și Decebal, iar ei au purtat titlul de rege. Cel mai important zeu al dacilor era Zamorxis, zeu al cerului și al pământului. Burebista a unit pentru prima dată triburile geților și ale dacilor într-un singur stat, Dacia, cu capitala la Sarmizegetuza. Iar în timpul domniei lui Decebal, Dacia a trecut printr-o perioadă de dezvoltare. Romanii, un alt popor important pentru istoria țării noastre, erau locuitorii Italiei de astăzi, capitala Imperiului era Roma și vorbeau limba latină. Imperiul Roman avea o armată puternică și bine organizată, și-a extins stăpânirea pe trei continente. Erau buni gospodari, harnici și drepți. Au dezvoltat toate provinciile cucerite, construind orașe, drumuri, încurajând dezvoltarea economică și culturală. De asemenea, ei au alcătuit legi pentru o rânduire a vieții, în școli au învățat scrisul și cititul, istoria, oratoria, adică arta discursului. Erau pasionați de teatru, de circ, de întreceri sportive. Traian a fost unul din cei mai străluciți împărați romani. În timpul împărăției lui, imperiul cunoaște cea mai mare extindere, cucerind și o parte din Dacia, astfel dacii și romanii devenind strămoșii noștri. Împăratul Traian era un războinic desăvârșit. Sub conducerea lui, imperiul roman a ajuns la cea mai mare întindere. Un alt popor important pentru Europa acelor vreme au fost grecii. În sudul Europei exista un ținut pe care localnicii îl numeau Elada, iar romanii îl numeau Grecia. Locuitorii acestui ținut, grecii, se ocupau cu pescuitul și erau corăbieri și neguțători pricepuți. Cu corăbile lor au străbătut Marea Mediterană, ajungând până la țărmurile Mării Negre. Ei erau politeiști. Zeus era zeul suprem, în cinstea căruia, odată la 4 ani, se țineau mari întreceri sportive numite Olimpiade, lucru care s-a păstrat până în zilele noastre. Grecii au inventat teatrul și au pus bazele istoriei, Herodot fiind considerat părintele acestei științe. Ce înseamnă că erau politeiști? Ei se închinau mai multor zei. Ei credeau că mulți dintre acești zei trăiau într-un palat în nord deasupra muntelui Olimp, privindu-i de acolo pe pământe. Acropola a fost centrul vieții spirituale și politice a Atenei antice, iar Parthenonul sau Partenonul a fost principalul element al ei. Acropolele din Atena au reprezentat centrul spiritual și politic al vieții orașului, stat antic. Un alt popor important au fost slavii. Slavii reprezentau unul din cele mai mari popoare europene. Ocupau partea centrală și de răsărit a Europei. De asemenea, în funcție de zonele în care s-au stabilit, între triburile slave apar diferențieri de limbă și astfel putem vorbi de 3 grupuri din care se vor forma popoarele europene. Astfel, slavii de est sunt rușii și ucrainienii de astăzi, slavii de vest sunt cehii, slovacii și polonezii de astăzi, iar slavii de sud, cei care au migrat la sudul Dunării,
sunt bulgarii, sârbii, croații și slovenii de astăzi. Bărbații slavi erau înalți, voinici, cu părul blond, roșcat, viteji în luptă și prietenoși în timp de pace. Spre deosebire de alți migratori, slavii erau mai statornici și se ocupau și cu agricultura. Slavii se rugau la forțele naturii, nu aveau preoți și nici temple, dar ridicau idoli în păduri. Din secolul al IX-lea al X-lea au adoptat creștinismul. Însă, una din cele mai mari realizări ale slavilor, au fost inventarea alfabetului chirilic. Un alt popor important au fost galii sau celții. Erau cei mai vechi locuitori ai Franței de astăzi. Bărbații aveau mustăți tufoase și răsucite, se îmbrăcau cu haine multicolore, cu cămașă lungă și pantaloni în carouri, în lupte purtau coifuri metalice pe care erau gravate coarne de animale sau păsări pentru a-și înspăimânta adversarii. Galii se ocupau cu agricultura, cu vânătoarea, însă erau vestiți și pentru armele, uneltele și podoabele făcute de ei. Din amestecul galilor cu romanii și francii se va forma poporul francez. Germanii. În trecut, populațiile germanice trăiau organizate în ducate. În secolul al X-lea, ducatele s-au unificat sub conducerea lui Otto, împăratul Imperiului. Germanii se ocupau cu agricultura, creșterea animalelor și cu meșteșugurile. Tot ei inventează tiparul. În secolul al XV-lea, influențele germanice au ajuns și în Transilvania, prin colonizarea cusași a zonei. Printre obiceiurile germane din Transilvania, se numără și astăzi carnavalul cu măști din luna martie. Vă mulțumesc pentru atenție, vă urez mult succes, vă invit să accesați site-urile www.didactic.ro, www.twinkle.ro și www.manualeedu.ro. Vă urez mult succes!